La scurt timp după decizia Curții Constituționale, președintele Mae Sandu a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului. Totodată, șeful statului anunța că alegerile parlamentare anticipate vor fi organizate în data de 11 iulie. Am deschis scala pentru ca cetățenii să poată să-și aleagă un parlament nou care să servească interesele țării și ale oamenilor. Puterea este acum în mâinile poporului. Puterea este în mâinile dumneavoastră. Am încredere că cetățenii noștri vor alege calea corectă spre crearea unui stat dezvoltat și democratic. Data alegerilor noului Parlament se stabilește pentru 11 iulie 2021. Trebuie să punem cât mai repede punct haosului în care ne ține Parlamentul care pleacă. Vreți alegeri? Mergem la alegeri. Așa a reacționat liderul PSRM Igor Dodon pe Facebook la anunțul șefului statului. El a precizat că socialiștii sunt pregătiți să facă față acestei provocări politice. Potrivit lui Dodon, alegerile au fost inevitabile din mai multe motive, însă ar fi trebuit amânate din cauza pandemiei. La toamnă, numărul de infectări ar fi fost deja în scădere, dar dacă pentru Mae Sandu și coordonatorii săi din Occident nu contează riscurile la care sunt supuși cetățenii Moldovei, dacă în alte curse aservite politic nu-i pasă de Constituție și ei toți împreună insistă asupra unei campanii electorale imediate, să-și asume toată responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă, a conchis liderul PSRM. Deputații din Platforma Parlamentară pentru Moldova, din care face parte și Partidul Șor, au declarat că au optat pentru învestirea unui guvern, chiar dacă, din punct de vedere politic, alegerile anticipate i-ar avantaja. Aceștia acuză unii actori politici că au pus interesul personal mai presus de cel comun, iar din această cauză intrăm într-o nouă fază electorală cu consecințe greu de estimat. Suntem gata, vom câștiga, noi știm că avem susținerea necondiționară din partea cetățenilor. Regretăm doar că ceea ce se va întâmpla în zilele următoare, haos total, mai multe decese, pandemie, lipsă de vaccinuri și tot asta, o să rămână pe umerile cetățenilor. Solicitat pentru o reacție, președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusar, spune că fracțiunea este gata de alegeri și consideră că guvernul este cel care trebuie să identifice bani pentru organizarea scrutinului. Este bine să mergem cât mai repede o alegere anticipată. Noi eram și suntem pentru unitatea și cea mai bună soluție ar fi crearea unui bloc din 5-6 forțe cele mai importante pro-europene, pro-românești, naționale, și acest bloc să câștige peste 50 de mandate. Dar din momentul din care PAS a spus tranșant că merge de unul singur, ei avem ceea ce avem. Iar președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, ne-a spus că evenimentele din ultimele două zile nu au fost o surpriză, atât hotărârea de astăzi a Curții Constituționale, cât și semnarea decretului de către șeful statului. El spune că pentru Mae Sandu și PAS, dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate au fost un obiectiv declarat. PD-ul este gata pentru alegerile parlamentare anticipate. Unicul regret care este că totuși nu au reușit politicienii sau clasa politică să asigure intrarea în campanie electorală având un plan de administrare a treburilor în stat foarte clar. Suntem într-o situație deosebită, o criză pandemică. La rândul lor, cei de la PAS susțin decizia președintelui de a convoca alegeri anticipate în data de 11 iulie. Reprezentanții formațiunii au fost consecvenți și și-au menținut promisiunile față de alegători. Este victoria Republicii Moldova din punctul meu de vedere, pentru că acest parlament este o pacoste pentru țară. Acest parlament a demonstrat că nu poate nimic și dacă el mai rămânea, asta ar fi doar în detrimentul cetățenilor. Iar liderul pro-Moldova, Andrean Candu, a scris pe Facebook că dizolvarea Parlamentului este rezultatul irresponsabilității și incompetenței guvernărilor din ultimii doi ani. Aș vrea să cred că haosul în care am fost aruncați din 2019 va dispărea împreună cu cei care l-au alimentat după anticipate. Sper că la fixarea datei alegerilor au fost luate în calcul toate aspectele legate de buna desfășurare a alegerilor și contăm că de această dată scrutinul va fi organizat corect, fără păcăleli și fentarea alegerilor, cu respectarea normelor naționale și internaționale în materie electorală, a scris Andrean Candu.